Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să expunem acum o altă dezinformare care circulă în mediul public și la fel ca aceea care răsucește cu sus în jos sensul legii pentru prevenirea separării copilului de familie. Și dezinformarea asta este propagată cu multă și suspectă insistență de Partidul AUR. Și anume, ar fi vorba de un plan secret mondial, normalmente. Da, deci nu e național, e mondial tot. E mondial, dar prin care guvernele, inclusiv al nostru, care este un guvern de sclavi, evident, ar urma să interzică oamenilor simpli să se mai deplaseze prin lume. Iar acest plan ar fi mascat sub denumirea de orașul de 15 minute. Adică să nu poți să te îndepărtezi la mai mult de 15 minute de casă? Da, asta este... asta e, conspirația asta spune. Că nu o să mai ai voie decât 15 minute, că așa e. Bă, dacă, eu spun, dacă mâine transportul public ar deveni gratuit în București, atunci Partidul AUR și conspiraționiștii ar declara că primăria vrea să confiște mașinile bucureștenilor. Este evident. Adică de ce să devină transportul gratis? Ca să ne confiște mașinile. Revenind la tema noastră, adică orașul de 15 minute, e bine, este vorba de un concept de dezvoltare urbană orientată spre nevoile de zi cu zi ale locuitorilor. Un oraș așa cum ar trebui să fie. Până la urmă, știți, nu e nicăieri mai mare nevoie de așa ceva ca într-o țară ca noastră, în care cartierele s-au dezvoltat în ultimele decenii totalmente haotic, fără canalizare, fără trotuare, fără grădinițe, școli, spitale, fără iluminat public. Bun. La telefon este Mădălina Voinea, analist al dezinformării online din partea organizației Expert Forum. Bună dimineața, Mădălina! Bună dimineața, mulțumesc de invitație! Cu drag. Acum să lămurim niște lucruri. Cum ar arăta orașul de 15 minute dacă am locui în el? Ce ar însemna practic pentru locuitori și de unde vine ideea? În primul rând, așa cum a fost deja explicat de foarte multe ori, orașul de 15 minute ar fi o idee minunată dacă am putea să-l implementăm în București. Evident că nu asta s-ar întâmpla peste noapte și este un concept practic de mobilizare și de organizare urbană, în care majoritatea activităților noastre zilnice și necesităților, inclusiv, nu știu, de la shopping, la unde mergem la muncă, s-ar putea rezuma într-un spațiu în care ajungem în 15 minute. Practic este făcut pentru a ne face viața mai ușoară și mai eficientă. Pe jos sau cu mijlocul de transport în comun, nu? Adică nu doar... Da. Da. Sau cu bicicleta, da, da, sau... Da, da. Sau cu bicicleta, sau... Da, adică, exact. Pe o rază de 15 minute să ai farmacie, școală, grădiniță, exact. Acces la un cabinet lucruri medical, la cinema, la restaurant, la, nu? Da, exact. Lucruri pe care poate multe persoane deja le fac inconștient, faptul că își aleg locul de muncă cât mai aproape de locul de muncă și aleg mai degrabă locuința cât mai aproape de muncă și lucruri care să ne ușureze viața și să ne facă cât mai eficient în viața de zi cu zi. Mm-hmm. Să nu stăm 2 ore în traficul din București, într-un caz nefericit, dar destul de des. Mm-hmm. Și cum s-ar putea face așa ceva în orașele noastre aglomerate, nu doar București, și Cluj, Iași și Timișoara? Sau da, s-ar asta putea evident face? Că nu se face în primul rând peste noapte și se face cu un plan pe etape, de la îmbunătățirea infrastructurii publice, la oferi un plan urbanizat foarte bine pus la punct în care să ai acces la lucrurile de interes foarte aproape, adică asta în primul rând nu ar fi o interdicție care s-ar întâmpla astăzi în contextul în care orașele noastre nu sunt pregătite și nici discuția națională nu este despre orașul de 15 minute așa cum este el înțeles la nivel internațional. Este mai degrabă de o sustenabilitate urbană, să începem din ce în ce mai mult să avem opțiuni eficiente în orașe, să avem transport mai performant și așa mai departe. În niciun caz nu este vorba de interzicerea peste noapte a deplasării cu mașina sau orice peste 15 minute. Da, da. De ce a tras așa o atenție din partea conspiraționiștilor și politicienilor hiperdemagogi? Adică cum pot susține aceștia că orașul de 15 minute înseamnă interzicerea deplasărilor? Cum, de unde vine asta? Cum e legătura? Păi, în primul rând, e un context internațional, în sensul în care de anul trecut a început Jordan Peterson, care deja este cunoscut și în România, cu un discurs anti-orașul de 15 minute, ca fiind un, să zicem, concept împotriva libertății de mișcare, lucru care a fost legat și de agenda conspiraționistă a Marii Resetări. Probabil că am mai auzit și noi de asta în România. Ce e Marea Resetare asta? Ce e Marea Resetare? Marea Resetare este planul World Economic Forum din 2022, care este planul de recuperare economică după pandemia COVID. Dar de la asta,